să ne întâlnim cu o foarte mare și grozavă campioană României, care are o viață spectaculoasă și pe care a ținut-o foarte mult timp ascunsă de luminile reflectoarelor, și venim noi acum cu un far să vedem ce se întâmplă în viața Andreei Răducan. Andreea este o ființă atât de... De cum să vă spun? Și o campioană. Și o campioană. Bună, valoroasă, are un fel de a se arăta lumii, încât pe Andreea nu poți decât să o placi și să o aplauzi. Ce face Andreea? Bine v-am găsit înainte de toate, mulțumesc, sunt foarte bine și mă bucur că am posibilitatea să vă văd, măcar așa, și promit că atunci când situația ne va permite să ne liniștim și să ne relaxăm mai mult, să ne întâlnim și în platou. Cu drag, Andreea, noi nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Pe de altă parte vreau să te întreb, uite, pentru că scrie, au trecut 5 ani de la căsătoria ta, niște ani frumoși, pe de altă parte și grei, că ultimii 2 ani au fost grei pentru toată lumea. Cum sunteți? Cum ați sărbătorit? Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e o perioadă dificilă pentru noi toți, însă mărturisesc că nu am așa un motiv să mă plâng. Faptul că am fost un pic mai liniștită, mai puține telefoane, mai puține evenimente, mi-a permis toată această perioadă să petrec mai mult timp cu copiii, mai mult timp cu familia, și asta m-a ajutat foarte mult. Mă simt foarte bine alături de ei, copiii sunt foarte încântați că suntem împreună și petrecem mult timp pe timpul zilei, însă recunosc că mi-aș dori să avem mai multe activități cu ei, poate să mergem la sport sau să facem diverse lucruri plăcute vârstei lor, și asta cumva ne împiedică, însă acum revenind la sărbătoarea noastră de 5 ani, nu știu exact cum au trecut anii, repede pot să spun, dar pe de altă parte avem mulțumirea faptului că în tot acești 5 ani nu am stat, să spunem, degeaba. S-au întâmplat lucruri minunate în viața noastră. Faptul că au venit cei doi copii minunați, Amira întâi și apoi Andrei. Avem un loc al nostru, o locuință plăcută în care ne simțim foarte bine. Suntem sănătoși, înainte de toate, mulțumim lui Dumnezeu că și pentru vremurile pe care le trăim nici nu mai ai mare curaj să-ți faci alte planuri decât să fii sănătos și să te bucuri de cei dragi ție, așa încât încercăm să vedem frumosul în fiecare etapă pe care o traversăm. Andreea, dacă într-o zi fiica ta vine și spune: mamă, m-am hotărât, vreau să fac gimnastică de performanță, ce îi spui? Păi sigur, noi oricum vom merge la sala de gimnastică, fără doar și poate. Tocmai de asta spuneam că un pic situația asta neplăcută, care nu mai se termină, a pandemiei de virus COVID, ne-a împiedicat să ajungem deja în sala de gimnastică. Recunosc, mai devreme nici nu cred că aș fi început, pentru că abia am plinit de curând 4 ani, vârsta la care și eu am început să practic gimnastica, 4 ani și 2 luni, așa încât îi promisese, mai ales că m-a tot întrebat când mergem la sală. Ea deja sare de pe calorifer, de pe pat, din toate unghiurile, numai să fie activă non-stop, și sunt convinsă că o să-i placă foarte tare, mai ales că i-am povestit de plasa elastică, de groapa cu bureți în care va putea să se joace. Micuțul și el vine hotărât. Da. A venit hotărât și, și un mic blocaj pe linie. Într-adevăr, întrebarea se referea, și sper să avem legătura imediat cu, cu Andreea, legat de următorul lucru. E foarte bine să-ți placă gimnastica, e în firea lucrurilor ca să fii sănătos. Dar eu vreau să te întreb altceva. Viața ta de gimnastă a fost una plină de succes extraordinar, dar și de multe sacrificii și renunțări. Știi, de multe ori am întrebat mare actor sau mare actrițe: domne, ai face, ei spune copilului tău să fie? Și mulți mi-au spus nu. De asta te întreb. La pachet cu satisfacția vine și renunțarea. Cum e? Păi, uite, în momentul în care oamenii îți spun eu nu aș vrea să fac aceeași meserie, cred că ar fi interesant să-i întreb și de ce nu ar vrea, să aflăm mai clar motivele. Eu nu aș opri copiii mei din ceva ce și-ar dori să facă și dacă ar fi să urmeze aceeași profesie pe care eu, de exemplu, o am. Sau și mă gândesc dacă, de exemplu, în momentul în care i-am spus tatălui meu poate că nu mai vreau să merg la sala de gimnastică pentru că trebuie să urcăm pe bârnă, bârna e înaltă, e subțire, e destul de dificil, și poate dacă la momentul acela m-ar fi oprit și nu m-ar mai fi dus, nu aș fi reușit să parcurg tot acest drum. Repet, n-am spus niciodată că a fost simplu, dar în care am reușit să trăiesc niște lucruri pe care
orice altceva aș fi făcut în viața asta, n-aș fi reușit să mă bucur de atâtea momente frumoase. Motiv pentru care nu pot să am vreun regret și nici nu pot să îi prezint fetiței mele, dacă ar fi să mă întrebe ce să aleagă, să meargă pe acest drum al sportului de performanță sau nu, să-i prezint lucrurile exact așa cum ele au stat. Sunt multe sacrificii pe care trebuie să le faci, sunt multe momente dificile, dar asta nu înseamnă că o viață în afara arenei competiționale te ferește de momente dificile, de obstacole, de situații neplăcute. Ba dimpotrivă, eu cred că în momentul în care tragi linie unei astfel de cariere și te uiți înapoi, sunt multe momente de care te poți bucura, cu care te poți mândri, despre care îți dai seama că te-au ajutat să te cunoști pe tine foarte bine, să înveți lucruri foarte multe despre tine. Poate, ce știu eu, oameni interesanți cu care ai colaborat și de la care ai învățat lucruri. Nu știu de ce să spun nu dacă și-a dorit să urmeze, repet, același drum. Da. Mă gândeam acum, privindu-l pe soțul tău, că cu siguranță i s-a întâmplat de 1000 de ori în acești 5 ani următorul lucru, să i se confirme în fiecare zi faptul că soția lui este o celebritate, în sensul în care, băi, cine e soția? Da, Andreea Răducan. Da, frate, Andreea Răducan. El fiind însă un tip foarte discret. Cum trece el peste chestia asta? Deci, se uită lumea la tine într-un fel în restaurant, te recunoaște, sunteți Andreea, nu sunteți Andreea, vai să rumâna. Cum trăiește el cu acest grad teribil de celebritate pe care l-ai? Acesta, sigur, eu sunt destul de așezată și în general nu epatez, deja exact cum și tu bine ai început intervenția noastră. Ce nu am povestit niciodată și trebuie să spun este că în momentul în care Daniel sau eu m-am cunoscut cu el, el tocmai ce venise în țară, nelocuind și netrăind în România, părinții lui au plecat când el avea 6 luni în Germania, deci n-a fost în România, deși urmărea sport, nu avea foarte multe cunoștințe despre gimnastică și cu atât mai puțin despre mine. Ceea ce nu pot să spun că a fost rău, deci nu a fost, să spunem așa, extrem de impresionat la început, neștiind, ok, am făcut sport, sunt o grămadă de alte fete care au practicat sport, însă ulterior sigur că a aflat și ce mă bucur foarte tare este că a rămas așa cumva pe poziție și nu a început cumva să devină un soi de frustrare pentru el, pentru că și ăsta este un punct important, mai ales pentru un bărbat, așa că am avut cumva grijă să trecem această perioadă de acomodare și inclusiv, cum spuneai tu, nu ca aș fi acum nu știu ce mare vedetă, dar e drept. Sunt oameni și dialogul meu, chiar și după atâția ani de la încheierea activității competiționale, dialogul cu oamenii este cât se poate de frumos. Sunt drăguți, întotdeauna salută campioana noastră și noi te-am urmărit la televizor și ne-am bucurat pentru rezultatele tale. Este o relație foarte frumoasă cu oamenii pe care îi întâlnesc și pentru mine, așa cum poate am spus, consider că respectul pe care îl câștigi în urma unei astfel de cariere este de fapt cel mai de preț. Altfel toate trec și dacă ai câștigat bani se mai cheltuie și despre trofee mai uită oamenii, însă respectul e cel mai greu de câștigat și recunosc că e și cel mai prețios, că și poți să-l pierzi foarte simplu. Tu știi că în general poți să faci o grămadă de lucruri minunate și e suficient să greșești odată ca oamenii ulterior să-și aducă aminte doar de ce ai greșit. Ori faptul că am reușit să rămân în atenția celor care iubesc sportul și au urmărit competițiile noastre de gimnastică într-un mod plăcut, frumos, pe mine mă încântă foarte tare. O întrebare de actualitate și una legată cumva de viața ta. Eu vreau să te întreb lucrul următor. Dacă ai puterea, după atâția ani, să trăiești într-un anume fel de detașare, astfel încât să nu te gândești la omul ăla care ți-a dat pastila aia de răceală și să spui, băi omule, tu mi-ai furat mie o medalie. Înțelegi? Deci dacă poți la un moment dat să te detașezi, să spui, băi, deci cineva a greșit, eu eram un copil, n-am avut nicio vină și mi s-a luat jucăria. Poți să, ai putut să treci peste chestia asta și cum? Știi că oamenii rămân cumva cu un sentiment, cu o strângere, n-ai cum, om ești. Mi-a luat jucăria, mă. Mai ales că erai un copil și ți-a luat jucăria atunci. Tu erai un copil în momentul ăla. Un copil fenomenal, dar copil.
A fost un moment extrem de dificil, pe care greu am reușit să-l accept. La momentul respectiv am avut exact aceeași reacție pe care tu ai avut-o. Cum este posibil ca după o viață de muncă, după un vis împlinit, cineva să vină și să spună trebuie să dai medalia înapoi pentru că ai spus că te doare capul și ai luat un medicament pentru răceală și gripă, pe care evident toată lumea îl ia atunci când răcește. Ori mai ales că asta nu îmbunătățește cu nimic performanța sportivă, adică nu era ceva, doar că eventual îți mai liniștea durerea de cap, habaram, nici nu am stat să mă mai gândesc în acel moment. A fost într-adevăr foarte, foarte, foarte dificil la momentul respectiv să găsesc cuvintele și să pot să explic lumii întregi, căci vorbesc despre lumea întreagă, oameni, jurnaliști de la toate, din toate țările, veneau să mă întrebe și eu trebuia să găsesc cuvintele potrivite să încerc să mă justific de ce am pierdut această medalie sau ce am făcut. Ce puteam să spun decât că am spus că mă doare capul și că medicul mi-a dat un medicament pentru răceală și gripă. Mi se părea că nu e suficient, dar pe de altă parte, altă explicație, nu aveam ce să spun și ce să explic. Însă, sigur că anii au trecut. Tot ceea ce s-a întâmplat, poate cei care sunt așa mai de vârsta noastră, mai mari și aduc aminte, a fost într-adevăr o reacție extrem de frumoasă în întreaga țară și întreaga lume, aș putea spune, de susținere pentru mine. La momentul respectiv, poate că nu am conștientizat foarte tare și mi se părea că oricum nimic nu contează, eu am rămas tot fără medalie. Însă cert este că toată această susținere, mesajele de încurajare m-au ajutat să revin în sala de gimnastică și mai târziu, anul următor, la campionatul mondial de la Ghent, să câștig și acolo 3 medalii de aur și 2 de bronz. Etapă după etapă am reușit cumva să-mi confirm și mie că trebuie să am încredere în mine în continuare, că nu toată lumea e chiar bau-bau, că poate nu a avut nimeni o intenție rea, că vor fi multe momente frumoase în viața mea pe care aș putea să le pierd dacă eu mă voi gândi doar la ea, uite ce mi-au făcut nenorociții, ia uite ce mi-au făcut nenorociții, rămân cumva blocată doar în acel punct și multe alte lucruri frumoase trec pe lângă mine fără ca eu să mă bucur de ele. Așa încât a fost un soi de acceptare obligat, forțat, nu înseamnă că sunt de acord, evident, nici în zi de azi și consider o mare nedreptate ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Și modul în care a fost gândit absolut tot sau fără pic de empatie față de, exact cum spuneai și tu, totuși un copil care n-a făcut altceva decât să muncească toată viața, să ajungă la cea mai importantă competiție sportivă, la olimpiadă, să-și împlinească un vis atât de important, medalia la individual compus este cea mai importantă pentru noi gimnastele, pentru că denotă gimnasta completă pe sărituri, paralele, bârnă, sol. Acesta este punctajul care se adună și o medalie pe care mi-am dorit-o foarte mult și pentru care am muncit. De acolo, sigur, am pierdut această medalie, oamenii la sau la cererea lor cumva, am început să scriu o carte autobiografică, reversul medaliei. Sunt multe întâlniri în discursuri pe care le am cu oameni din companii sau cu studenți, cu copii. Am încercat, repet, din tot acel eveniment nefericit, să văd o parte bună, să-i văd partea bună și să întorc astfel încât să nu rămân ancorată în tot acel eveniment extrem de neplăcut pentru mine. Andreea, cum treceți peste COVID? Dacă ați reușit să vă feriți, dacă vă vaccinați, cum vezi toată această poveste? Situația asta neplăcută, sigur că am traversat-o și noi, fără doar și poate. Deși anul trecut, în momentul în care a început totul, am fost foarte, și acum suntem, dar am fost foarte atenți și n-am mers niciunde, n-am dus copiii nicio vacanță și am stat acasă. Bănuim că de undeva, pe la sfârșitul anului, asta s-a întâmplat anul trecut în decembrie, Amira, fetița, ar fi adus ceva de la grădiniță. Credem noi, căci altfel eu lucram de acasă, Daniel, soțul, lucrează în singur în birou și nu aveau evenimente, nu se întâmpla nimic. Deci nu prea am interacționat, nu știm de unde. Era chiar în preajma Sfântului Andrei, am spus că nu mergem niciunde, nu ne vedem cu nimeni ca să nu avem niciun fel de probleme. Oricât ne-am păzit tot leapșa asta, tot am luat-o și noi. Mulțumim lui Dumnezeu că a fost o formă destul de ușoară. E adevărat că oricât de ușoară este, tot neplăcută e. Însă am zis până la urmă, am dat măștile toți în casă jos, am spus măcar luăm cu toții, știm una și bună. Ne-a ajutat Dumnezeu și am dus cu toți. Sigur am sunat, ne-am înregistrat, au venit, ne-au testat, am stat în carantină, ne-am revenit singuri acolo, după care cu aceeași precauție am mers mai departe. Eu cred că fiecare trebuie să facă ce este mai bine pentru el și da, dacă este un vaccin care poate să ajute, poate că ar fi bine ca oamenii să se gândească, pentru că
numărul oamenilor care se duc este înfricoșător. Sunt convinsă că fiecare dintre noi am avut, fie am trecut noi prin virus, fie avem pe cineva apropiat căruia i s-a întâmplat asta. Până la momentul acesta pot să spun că mă bucur că măcar în familia noastră suntem în continuare cu toții. Deși noi am pierdut prieteni sau cunoștințe apropiați și din cauza acestui virus, nu spun că doar din cauza virusului COVID, dar e o perioadă grea, dificilă, imprevizibilă. Oamenii sunt stresați de tot ceea ce urmează, nimeni nu poate să explice ce se va întâmpla. Pe de altă parte, cred că trebuie să rămânem cumva cu un moral bun, sănătos și să ne gândim că așa cum a venit, să mă ierte Dumnezeu, o să și plece virusul ăsta și o să ne putem vedea liniștiți de viață. Da. Pe ca înainte. Așa este. Andreea, ce înțeleg de la tine este că ai avut oameni apropiați care au suferit de pe urma acestui virus. Poate că înțeleg că unii dintre ei s-au și dus. Într-adevăr, este foarte dureros când ai pe cineva lângă tine care efectiv dispare în urma acestei nenorociri pe care trebuie să o traversăm. Să terminăm cu zâmbetul pe buze în ultimele minute și te rog să-mi spui câte un lucru adorabil despre fiecare, despre cei doi copii ai tăi. Câte un lucru despre el, un lucru despre el și un lucru despre ea. În port cu voi, cum vă iubiți, cum vă giugiuliți. Deci, adorabil să fie. Tu cum ești, o gândire foarte metodică și foarte calculată, sunt sigur că ai deja povestea undeva. Da, nu pot să spun că am neapărat o poveste, dar într-adevăr dialogul cu ei în această perioadă este extrem de frumos. Amira abia a împlinit 4 ani, iar Andrei micuțul 2 ani. Ce ne bucură foarte tare este faptul că au început să se joace împreună. Amira a fost un pic geloasă, evident, în prima perioadă și asta a fost un pic mai greu și pentru mine, dar evident și pentru ea. Însă acum suntem foarte fericiți văzându-i cum se joacă împreună, cresc împreună, își doresc deja să doarmă amândoi, deși dorm încă în camere separate pentru că se mai trezesc noaptea și evident se trezesc unul pe celălalt. Chiar vorbeam cu Daniel, cu soțul meu, și ne dorim foarte mult să-i vedem crescând. Însă cred că dacă am avea posibilitatea să ne întoarcem cumva în timp, cred că asta ar fi vârsta cea mai frumoasă la care ne-am dori să revenim cu ei, 2, respectiv 4 ani. Sunt absolut minunați. Micuțul încă evident strălucește anumite cuvinte și este super simpatic. Amira încearcă să-l învețe diverse giumbuș lucruri de ale ei, fiind cumva mai mare. Țopăie împreună. Nici nu știu dacă este neapărat poate fi doar o poveste sau doar un lucru simpatic minunat pe care îl fac împreună, ci pur și simplu viața alături de ei, chiar dacă uneori este greu, e dificil, fără doar și poate, am marea șansă de a o avea pe mama alături de noi, slavă Domnului, sănătoasă și cu dorință de a fi alături de cei mici, ori asta nu-mi dă voie să mă plâng, evident, chiar dacă sunt doi copilași micuți și au nevoie de un adult. E o perioadă extrem de frumoasă pe care o traversez și pentru care sunt foarte, foarte recunoscătoare, crede-mă sincer că nu este zi în care să nu mă trezești, să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața pe care o am și pentru minunile de copii din viața noastră. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Îmbrățișări către toată lumea din partea noastră și să se termine odată cu povestea asta, astfel încât să ne vedem cu Andreea și cu toate poveștile ei fermecătoare. Pupăm Andreea, cu mare drag și noi. După o scurtă pauză ne întâlnim cu doctorul Andrei.